Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Suntem împreună cu domnul Adrian Tudor, președinte executiv PSD Târgu Jiu, consilier municipal de asemenea, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit și țin să vă mulțumesc pentru invitație. Chiar este prima dată când vin la televiziunea dumneavoastră și sper să fie de bun augur. Cu siguranță va fi de bun augur. Vă dorim și vă mai așteptăm cu siguranță. O să mai veniți în aceste emisiuni. De fapt, ne-am propus în această seară o temă extrem de importantă și nu întâmplătoare. Am vrea să vedem așa la rece acum, după aproximativ 3 luni de la alegerile prezidențiale, dacă ne puteți spune sau dacă identificăm în discuția din această seară de ce s-au pierdut alegerile prezidențiale. Odată, asta ar fi ca o temă, dar mai ales, pentru că vorbim cu un politician tânăr, e adevărat, cu experiență în organizarea campaniilor electorale în județul Gorj și nu doar, poate identificăm și ce se poate face ca acea cerută de societatea civilă, o nouă generație politică, să vină și să preia controlul în toate partidele politice. Cred că PSD-ul pare mai avansat de data aceasta în această direcție, mai ales dacă ne gândim că inclusiv președintele partidului, premierul României, a fost cel mai tânăr premier în funcție și era gata să fie și cel mai tânăr președinte al României. Nu e târziu. Da, iată, sunteți optimist. Haideți să începem de acolo. Dacă ar fi să ne întoarcem în urmă cu 3 luni, sau 3 luni și ceva, pentru că și pe perioada campaniei electorale și pentru că v-ați ocupat efectiv de această campanie, ați răspuns pe un segment al ei, din ce știu eu, la nivelul județului Gorj, cum ați perceput această campanie electorală, aceste rezultate ale alegerilor, ca implicat în evenimente? Sau și unde au fost problemele? Pentru că începeam campania electorală cu un favorit cert, cu o distanță, cel puțin în sondaje, confirmată după primul tur, la diferența de circa 10%, și infirmată în doar 2 săptămâni cu turul 2. Bun, e foarte mult și acum nici nu știi cum e mai bine. Să faci o analiză la cald, întinzându-ți nervii, sau să faci o analiză la rece, uitând detalii. Eu spun în continuare ce am spus și le-am spus colegilor și atunci. PSD-ul a pierdut de fapt ce n-a avut, funcția de președinte al României, nu fusese a PSD-ului, deci ca atare pentru noi mult mai importantă era guvernarea. Bineînțeles, era totuși un mesaj și pentru extern să avem un președinte tânăr, un mesaj bun, un mesaj pozitiv pentru România, să avem un președinte tânăr cu o experiență ca domnului Ponta și un președinte de stânga, mai ales un președinte social-democrat care ar fi echilibrat oarecum raportul de forțe la nivelul Uniunii Europene ca percepție doctrinară. Bun, discutăm de modul de campanie electorală. PSD-ul s-a organizat așa cum a făcut-o întotdeauna, dar și a câștigat alegeri în ultimile bătălii, a câștigat pe modul acesta de organizare. Dar generațiile se schimbă, apar generații noi de votanți și atunci trebuie ca și noi, PSD-ul, ca orice alt partid politic, să fim atenți la ceea ce ne cere piața electorală, dacă putem să-i spunem așa, de ce mesaje are nevoie și de ce programe are nevoie și de ce gen de mod de comunicare are nevoie opinia publică, electoratul, în primul și în primul rând. Aici cred că noi, PSD-ul, oarecum am greșit, pentru că parcă ne-a fost frică să schimbăm o rețetă care funcționa. Am zis, bun, mergem mai departe, cu toate că știam că ușor riscăm și trebuie să schimbăm modul de a transmite mesaje electoratului. Dar asta, mă rog, această problemă ne ajută foarte mult în următoarele campanii electorale
știm mai bine, sau chiar dacă de fapt știam că este și o altă cerință pe piață, dar acum suntem, avem toate argumentele să aplicăm și altfel modul de a face campanii. S-a mai greșit sau n-am avut neapărat un mesaj foarte clar stânga-dreapta. Aici problema au fost multe mesaje unificatoare, foarte bine văzute de majoritatea românilor, dar poate califica chiar un mesaj de stânga adevărat. Există reproșul acesta. Este adevărat. Acum PSD-ul, eu vă spun, PSD-ul, o bătălie la nivel național nu va mai câștiga de unul singur, poate niciodată. Și o să vă și argumentez de ce. Când spun PSD-ul, spun stânga în România. Da, dreapta, deci, ar putea câștiga nici dreapta, de una singură, nu, deci dreapta. Un singur partid de dreapta. Nu, nici dreapta, nici dreapta, nici stânga nu vor reuși doar cu un singur partid să câștige peste 50% plus 1 din mandate în Parlament, nu neapărat din voturi, pentru că există și o redistribuire ulterioară. Pe o analiză făcută cu vechi colaboratori ai mei de la Fundația Friedrich Ebert din Germania, este vorba de Fundația Partidului Social Democrat, SPD-ul din Germania, când m-au întrebat punctul meu de vedere, eu l-am spus așa: stânga în România pierde de 10 ani atunci când candidează singură, deci PSD-ul când candidează singur, reprezentând stânga, pentru că stânga nu mai este dispersată în România. Ce s-a întâmplat? După câștigarea alegerilor în 2000, și câștigarea guvernării în 2000, cu Adrian Năstase președinte și Ion Iliescu președinte executiv, a fost visul unor lideri de a crea o mare stângă în România, un mare partid de stângă în România. Și atunci eu vă fac un apel, un recurs la memoria dumneavoastră și a telespectatorilor dumneavoastră. În România existau mai multe partide de stânga cu tradiție, partide de stânga cu activ, cu organizare foarte bună. Erau partide socialiste care gravitau undeva în jurul al 5% fiecare dintre ele. Era vorba de Partidul Socialist al Muncii și Partidul Socialist condus de Tudor Mohora, din care eu făceam parte în acel moment. Era vorba de Partidul Social Democrat Român al domnului Sergiu Cunescu. Era vorba de PDSR, Partidul Democrației Sociale din România. Aceste partide a fost un mare proiect pentru unificarea lor sub o mare umbrelă, sub un mare nume, Partidul Social Democrat. Din aceste patru partide pe care le-am enunțat, doar PSM-ul n-a reușit în final să facă o fuziune, au aprobat-o, în fine, e o poveste mai lungă. Dar au plecat, cert, și de acolo o parte. Au plecat și de acolo o parte. Cert este că au venit partidele, au venit organizațiile în acest mare partid, dar nu s-a mai regăsit electoratul. Eu am avut un prim semnal de alarmă în anul 2004, când Traian Băsescu a câștigat pe un mesaj de stânga și am văzut, cunoscând electorat care era socialist, un electorat de stânga, deci nu centru stânga, social-democrat, am văzut electorat de stânga care a votat cu Traian Băsescu, un candidat de dreapta, să spunem. La momentul acela nici el nu știa. Bine, vedea despre un partid socialistă. Un partid social-democrat reprezentat la acel moment. Exact. Mai departe, electoratul acesta de stânga-stângă socialist s-a regăsit pe lângă Gigi Becali, pe lângă Corneliu Vadim Tudor, pe lângă Dan Diaconescu, și a căutat un mesaj ușor populist sau ușor naționalist, dar simțeam electoratul ăsta că avea nevoie de să-i promiți orice, să-i dai încredere că totuși te bați pentru ei. Ori noi, PSD-ul, ca social-democrație, am venit cu un mesaj către populație, totuși destul de pragmatic, și nu ne-am aruncat să facem promisiuni deșarte, știind și care sunt realitățile României. Dar poate un partid socialist în România, la un moment dat, dacă va apărea, va crea presiune și pe un guvern, fie de dreapta sau de stânga, pentru a susține ideile celor care au nevoie de o protecție socială, dar nu prost înțeleasă, deci nu care să încurajeze nemunca, pentru că ne confruntăm și noi românii, sau și noi România, ca și alte state europene, care au venit cu programe sociale,
dar care în loc să vină în sprijinul cetățenilor, au ajuns să încurajeze nemunca, să încurajeze statul acasă. Mă rog, sunt discuții destul de ample și cu siguranță în perioada următoare vor fi dezbateri chiar la nivel național pe aceste teme. Eu cred că e foarte simplu. În România este nevoie de o stângă și o dreaptă, dar care trebuie să fie compusă din mai multe doctrine. Aici dreapta va face o mare greșeală și o să vedeți peste timp, pentru că nu va mai avea aliați cu care să guverneze. Mă rog, au totuși un avantaj față de stânga, pentru că doctrinar au UDMR-ul aliat, UDMR-ul fiind membru al popularilor europeni, fiind un partid de dreapta. Deci iată că n-am reușit să venim nici cu un mesaj către tot segmentul de electorat de stânga, da? Gândiți-vă că cel puțin în Târgu Jiu, unde mulți au spus n-a fost un scor bun aici, mai ales unde a fost, de unde este premierul. Gândiți-vă că n-au trecut decât 2 ani de la alegerile parlamentare, când aici în Târgu Jiu a venit Dan Diaconescu pe un mesaj ultra de stânga, ultra populist, și care a luat undeva spre 30% din voturile electoratului în Târgu Jiu. Repet, n-au trecut decât 2 ani. Ori n-aveam ce mesaj să dăm noi către acel electorat de stânga, și orice mesaj am fi dat, inamicul lor, fanilor lui Dan Diaconescu, era Victor Ponta, că de aia n-a câștigat Dan Diaconescu parlamentar de Târgu Jiu. Sunt foarte multe în această ecuație. Cert este că s-a muncit, mai ales înspre turul 2, dar a apărut acel segment de care există peste tot în lume, de nehotărâți, de oameni care nu interesează, de oameni care sunt supărați pe clasa politică și care niciodată poate nu o să mai meargă la vot, au ieșit la vot acum. A fost într-adevăr și o comunicare foarte bună în mediul online. Mediul pe care, iarăși, din păcate, aici noi am stat ușor deficitar și trebuie să înțelegem că este secolul în care vom comunica prin internet, mai ales că este o rețea de socializare, este socială, este de stânga. Noi trebuie să și avem toate argumentele să o folosim. Eu cunosc, de exemplu, și asta este frapant, cunosc foarte mulți tineri care au votat Iohannis, nu pentru că e de dreapta, nu pentru că e neamț, pur și simplu au simțit ei de mediul virtual că e mai bine, că e mai bine pentru ei, ca să nu folosesc alte cuvinte, să-l aibă președinte, dar culmea, acești tineri cu care discut și am discutat, pentru că sunt curios ce i-a făcut să voteze Iohannis, profilul lor este de oameni de stânga. Sunt tineri care au un serviciu, care muncesc, au un credit, au speranțe să își iau o mașină, să-și achite casa, să aibă o familie normală. Tind sau chiar au ajuns într-o clasă de mijloc destul de solidă în acest moment. Sunt tineri cu studii superioare. Deci iată că noi, de fapt, n-am reușit să ne identificăm mai mult electoratul. Deci acești oameni, fiind oameni de stânga, trebuia să se regăsească alături de PSD. Având în vedere experiența pe care o aveți și pe comunicare și experiența din campaniile electorale, se poate vorbi de o idee care a apărut după aceste alegeri, mai ales între turul 1 și turul 2, că, de fapt, n-a fost un vot pentru un câștigător, în cazul nostru Klaus Iohannis, ci a fost un vot de nemulțumire la adresa premierului din acel moment, candidatul Victor Ponta? Da, s-ar putea găsi o explicație aici? Sigur. S-a împărțit. A fost și un vot pro Iohannis, pro legenda neamțului care momentul 1866 și domnia cea exact, mai importantă care o lângă. Rumenii și Albrecht Genau, da. România lucrului bine făcut și bineînțeles și o nemulțumire față de sistem. Deci oamenii percep sistemul, îl identifică normal cu un nume, dar nu pentru că ei nu sunt împotriva stângii, stânga fiind la putere, ci pentru atunci, în acel moment, li se pare lor că
sistemul vrea să le încalce drepturile. Și asta s-a întâmplat cu, și aici noi am gestionat și noi și factorii de decizie, aparatul de la externe, problema din diaspora. Este adevărat că a fost foarte bine lucrată și foarte bine așezată de către strategii, n-aș spune lui Klaus Iohannis, de niște strategi, da? Suntem pentru într-o perioadă că... a scenariilor, dacă am văzut ce s-a întâmplat în ultimile săptămâni. Nu, eu am spus-o și atunci. Am vorbit foarte mult cu prietenii din afara țării, care stau de mulți ani și în Londra și lângă Madrid. Și la Londra, de exemplu, mi-a spus că... L-am sunat dacă a votat, mi-a zis că da, votase cu familia, era foarte fericit. Și l-am întrebat cât a stat la cod și a zis... Nu, cred că un sfert de oră a durat să votez și eu și soția. Zic, cum? Că vedem imagini. Zic, ce nu? Aia este decât la unele secții de votare în altă parte. Pentru că acolo sunt televiziunile, acolo... și au povestit, domnule, au fost oameni care au provocat tot felul de astfel de lucruri sau au mai fost și motivați și așa mai departe. Normal că s-a creat și mai ales în mediul virtual unde primești informații pe care nu poți să le verifici. Da? Eu astăzi am văzut deja că suntem în război pe Facebook. Mă rog, fiecare spune ce vrea acolo, da? Și exprimă punctul de vedere. E un mediu unde fiecare spune punctul de vedere și da, poți să apară diverse... Trebuie să ne adaptăm. Acum, că de asta fenomenul ce s-a întâmplat în această toamnă trebuie disecat. Se vorbește de o nouă generație politică, de o nouă clasă politică. Însă, problema este că la acest moment asistăm sau și aceste alegeri au fost dominate de justiție sau de o parte a justiției. Avem acum de câteva zile, practic de aseară a fost și prima reținere, prima arestare a Elenei Udrea. Cazul Elena Udrea știm deja că e documentat, am aflat de la Comisia SRI, de la toate celelalte, de câteva luni. Ce ar fi fost dacă, de exemplu, în septembrie, octombrie, în plină campanie electorală, ar fi apărut acest caz? Pe fondul în care în ultimile, deci în lunile de campanie electorală și înainte de campanie, practic doar PSD-ul părea că este patria tuturor corupților, arestările, reținerile, plimbările pe DNA, de la DNA erau doar centrate pe acest partid. Dacă ar fi apărut și din cealaltă tabără, cum s-ar fi văzut lucrurile? Nu neapărat din cealaltă tabără. Opinia publică cred că își dorea decât două nume să le vadă la arest. Să le vadă cel puțin reținute. Elena Udrea și Traian Băsescu. Dacă în octombrie apărea reținerea doamnei Udrea, nu m-a interesat pe nimeni nici că, nu se, că în diaspora nu votează lumea, nu m-a interesat pe nimeni nici că vine sau nu vine Klaus Iohannis la dezbateri sau cine a câștigat dezbaterea televizată. Oamenii simțeau că într-adevăr dreptatea merge până la capăt, unul din mesajele USL și unul din mesajele pe care, cu care Victor Ponta și noi am câștigat alegerile și guvernarea în 2012. Iată că este bine, nu mă bucur, Doamne ferește, că o doamnă merge la pușcărie, m-aș bucura dacă i-ar lua banii să-i dea statului român, că bă, erau bani pentru spitale, pentru învățământ, pentru infrastructură, să le ia banii. Eu asta m-ar bucura, iar dacă vor să-i bage la pușcărie, să schimbe legea și să-i pună să și plătească ziua de pușcărie. Că nu se ducă la pușcărie, tot pe banii noștri. Da? Parcă ne-ar râde în nas acum. Când... Bine, asta sunt, să nu uităm că și în pușcărie se află din toate taberele. E adevărat. Nu, mă refer la efectiv la toți, la toți cei din clasa politică. Banii n-au doctrină. Nu sunt nici de stânga, nici de dreapta. Uitați-vă că au făcut afaceri cei care au fost și au făcut politică doar pentru interesul propriu, le-a fost bine și în opoziție și la putere. Indiferent de ce parte au fost. Ori lucrurile astea trebuie, asta e reforma de care are nevoie clasa politică din România, nu înseamnă că dacă vom schimba o generație, vom avea soluții la toate problemele pe care le are România în acest moment.
vine 2016. Am avut în 2012 un trend pro-USL în care se și spunea, era ăsta, că dacă puneai o umbrelă să candideze din partea unui colegiu ăsta, ieșea sigur deputat USL. Atât de mare a fost valul anti-Băsescu și anti-puterea de atunci. În 2014 a existat valul invers, creat nu neapărat pe candidatul, cum spuneam, pe candidatul de a ieși președinte, ci era și un vot împotrivă. Deci s-a schimbat puțin trendul. Care va fi trendul în 2016, după câte anticipați, având în vedere că sunt diametral opuse 2012 și 2014 ca rezultate? Domnul Șomăcu, va depinde foarte mult și de ceea ce vom face la guvernare și de mesajele pe care le dăm. Și aici va trebui să ne obișnuim, să reînvățăm, să comunicăm. Guvernul Ponta are rezultate. Guvernul Ponta vede interesul românilor și mă uit acum la aceste negocieri cu Fondul Monetar Internațional și fac o comparație cu negocierile care se purtau cu Fondul Monetar Internațional pe vremea guvernului Boc. Vă amintiți cu siguranță că am luat 3 miliarde de euro de la FMI atunci, toate că ne spunea Traian Băsescu că nu avem nevoie de acord cu FMI-ul. Pe urmă ne-a spus că și trebuie totuși să luăm banii și să arătăm că avem acord cu FMI-ul, să dăm bine în fața întregii lumi și partenerilor externi și investitorilor, că aici e stabilitate și așa mai departe. Facem o paranteză, nu știe nimeni ce s-a făcut cu banii ăștia. Deci banii ăștia nu s-au regăsit nici în pensii, nici în salarii, nici în infrastructură, nicăieri. Și au fost vreo 20 de miliarde de euro. Da, în total. Da. În total cam 20 s-au dus, da. Bun. Vedem 150 de milioane pentru o retrocedare, alte milioane pentru altă retrocedare, ăștia îi vedem. Ăștia cu siguranță sunt bani tot ai noștri ai românilor, că de asta spun eu, trebuie să le ia banii, nu să-i bage doar la pușcărie. Da? Acum mă uit și fac comparația asta cu negocierea cu FMI-ul și văd un președinte care, sau văd un premier care stă demn și care mă reprezintă, pentru că asta am cerut noi, poporul român. Avem nevoie de lideri care să ne reprezinte cu demnitate, să nu mai meargă la Bruxelles cu capul plecat, să nu mai stea în fața oricărui lider din extern cu capul plecat, să n-aibă datorii morale sau mai știu eu de care către un alt lider extern, cum ne-am trezit că a venit Angela Merkel și ne-a spus, știți, voi nu sunteți atât cât spuneți voi și referendumul ăsta e valid. Și Traian Băsescu, ați zis voi că nu-l vreți, dar el rămâne președinte. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, da. Celebra mutadă. Bineînțeles. Și atunci... Eu văd acum, adică FMI-ul știți foarte bine că vine de mult timp să închideți mineritul, să închideți energia pe cărbune, să închideți, pentru că FMI-ul pe unde a încercat să facă reforme sau pe unde a făcut, n-au mers bine lucrurile. Dar unde au fost lideri politici care și-au reprezentat cu demnitate țara și poporul, acolo lucrurile au evoluat în sensul bun. Acum vine și ne spune FMI-ul, știți, nu e bun proiectul ăsta cu prima mașină. Păi oriunde în lume știm asta, cred că orice economist învață că o economie funcționează în jurul industriei de mașini. E primul pilon care trebuie să fie cât mai solid, pentru că depinde de transporturi și așa mai departe. Da, da, și tinerii poate cumpără o mașină românească, nouă, mai ales și că... nu mai iau un deșeu de afară la nu știu câta mână. Sunt, un exemplu. Sunt foarte multe argumente în acest sens și lucruri bune care se pot întâmpla pe acest proiect, prima mașină. Dar aș vedea nu doar faptul că avem o fabrică care merge foarte bine la Pitești și la Craiova să evolueze lucrurile foarte bine, pentru că acolo sunt ceva probleme și în regiunea noastră ne interesează. Deci asta este diferența. Iar noi, dacă știm să comunicăm aceste lucruri, să spunem, da, asta facem pentru România. Stăm drepți în fața FMI-ului, negociem ce e mai bine pentru poporul român, poporul român te va susține în 2016. Dacă nu, nu. Este o perioadă de mare incertitudine. Nu întâmplător ne-am propus să discutăm și ce s-a întâmplat acum 3 luni, pentru că
la nivelul Partidului Social Democrat, după alegeri, au fost, să zicem așa, două tendințe. Una, de a discuta la cald imediat, a se lua o hotărâre, eventual cu mandatul pe masă a liderilor, sau o variantă să se discute în câteva luni, să se echilibreze lucrurile. Până la urmă, a predominat, să spunem așa, partea de amânare puțin, în sensul că avem abia în luna martie un Consiliu Național, care într-adevăr poate anunța și congresul pentru perioada imediat următoare. Deci Sigur. Poate fi un congres în primăvară, poate fi abia la un termen, să zicem, în anul următor, anul de 2016, anul de alegeri până la urmă. Totul însă evoluează și în funcție de cine păstrează guvernarea, dacă Partidul Social Democrat va reuși să păstreze guvernarea. Ce părere aveți aici? Ce informații aveți? Pentru că dacă ne uităm în presă, în fiecare zi vedem pe o parte semnalele dinspre putere, în care avem majoritatea fără probleme și se și ved unele lucruri, pe partea cealaltă mesajele opoziției, acum am făcut sau suntem pe cale să preluăm controlul, ba la Senat, ba la Camera Deputaților, care ar însemna de fapt o avanpremieră pentru căderea guvernului la o moțiune de cenzură. Da, este adevărat. Acum vedeți noastră, PSD-ul cred că și-a învățat lecția și era să trăim un deja vu la deja vu. Pentru că a pierdut Adrian Năstase președinția, imediat înfierbântați, am dat jos cu Năstase, l-am adus pe Gean, n-am văzut decât un discurs acolo și atât. Proiect ne interesa mai puțin. Bun, a pierdut Mircea Gean alegerile, PSD-ul iarăși a dat și cu Mircea Gean de pământ întreaga echipă cu proiectele pe care le începuse PSD-ul. A venit echipa Victor Ponta, pe care am și susținut-o de altfel și nu dau în spate, cu proiectele sale. Acum era împăcare tot așa la cald și la supărare să luăm o astfel de decizie. Lucrurile astea trebuie discutate cu siguranță și într-un Consiliu Național, bineînțeles, dar atât de importante sunt încât trebuie să le discutăm într-un congres, care poate fi și în toamnă, și cu siguranță e mai bine să fie. În toamnă, de mai multe puncte de vedere și o să vă și explic. De ce e bine să fie un congres? Pentru că într-un congres ajung mesajele de la toți membrii de partid. În urma conferințelor de cartier, conferințelor de organizații teritoriale și așa mai departe, conferințe județene, oamenii transmit mesajul celor care merg la congres, delegaților care sunt sau invitaților care vin de la centru. De ce e bine un congres PSD în toamnă? PSD-ul sigur va avea nevoie de un congres în toamnă sau cel mai târziu în primăvară pentru a adopta o strategie în 2016. Va fi un an destul de dificil, cu alegeri locale, cu alegeri parlamentare. Acum, dacă va pica guvernul Ponta, eu sunt sigur că nu va pica guvernul Ponta, pentru că nici balonul ăsta de săpun pe care încearcă să-l facă Mircea Gean nu va rezista și vă spun de ce. L-am cunoscut pe Mircea Gean, am văzut, nu e stare să ducă un proiect la capăt. Și cu toate că încearcă acum, apropo de ce povestea mai devreme, de un mesaj de stânga, autentic, Mircea Gean acum vine și vorbește mai populist, mai naționalist, mai folosește termeni de stângă progresistă, care nu stau bine în gură, iertați-mă. Mircea Gean nu poate fi un tip de stânga. Mircea Gean este un boem. Mircea Gean nu s-a dus jos din Mercedes. Adică... Și din vilele de la RAPPS. Și din vilele de la RAPPS. Chiar discutam la un moment dat, mă rog, colegii și eu le-am zis, domnule, dacă omul ăsta până la 60 de ani sau cât o avea să dea Dumnezeu sănătate, nu și-a făcut o casă, mi-e greu să cred că și-a face un partid. Adică, na, asta ca o glumă. Deci eu asta cred. PNL-ul știe foarte bine, pentru că de fapt alianța asta, da, sub o altă formă numită PNL acum, că din păcate mi-e pare rău că s-a rupt USL-ul, chiar am crezut în acest proiect și am spus că e un proiect bun pentru România pentru foarte mulți ani. Mi-a plăcut Crin Antonescu, recunosc, și discursul său și vedeam într-adevăr o echipă extraordinară. Asta este.
lucrurile și viața merge mai departe, viața noastră politică merge mai departe. Îmi pare rău că s-a și retras și nu mai apare în viața politică, pentru că are nevoie România de lideri adevărați care să vină să pună punctul pe ei, indiferent de culoarea politică. Să știți că o guvernare puternică este atunci când ai o opoziție puternică. Ați amintit, apropo de experiența aceasta, că ați încercat să nu repetați momentul 2005, momentul 2009 după alegeri și deocamdată ați reușit. Puteți să repetați momentul de succes 1996, pentru că în 1996 s-au pierdut alegerile prezidențiale, n-a fost nicio problemă, la partid s-a întors Ion Iliescu ca lider, a venit pe președinte executiv sau cum era, prim vicepreședinte Adrian Năstase. Prim vicepreședinte. Și echipa respectivă a câștigat alegerile din 2000. Dar a mai fost ceva atunci. Atunci PDSR-ul s-a rupt. Da, a fost atunci și o scindare și cu toate acestea. Da. Și amintiți-vă că în 4 ani de zile a ajuns al treilea partid ca putere în România la alegerile locale din 2000. Da. Da? Ori nu cred că ăsta este interesul, noi trebuie să rămânem o echipă. În fine, e prea departe 96 și prea s-au schimbat generațiile în partid ca să putem repeta acele momente. Și iertați să-mi fie, Iohannis, Blaga, formula actuală nu sunt nici Emil Constantinescu și PNțCD-ul de atunci care... Bine, dacă ar fi să luăm din perspectiva trecutului, Klaus Iohannis poate fi sau a fost pe tipologia USL mai degrabă. Deci ar trebui să fie o colaborare mult mai bună cu guvernul PSD de la acest moment. Însă, vorbim de o nouă generație politică, vorbim de noile cerințe. De fapt, populația, poporul de pe Facebook, dorește altceva de la politicieni. Spuneați deja că unele lucruri le-ați identificat. Înainte de asta însă, și vorbeați de mesajul de stânga, cred că avem ceva, o încurcătură puțin în privința mesajului și chiar a guvernării, și cred că mai importantă încurcătura aceasta este la PSD decât la ceilalți și o să vă spun de ce. Măsurile pe care le-a luat guvernul Ponta, una dintre cele mai importante, reducerea CASE, știm foarte bine că nu este o măsură de stânga, este o măsură liberală sau în ce caz, o măsură de dreapta socotită. E adevărat? Nu, este o măsură de stânga și o să vă argumentez. Bun. De ce. Așa este percepută. Problema este următoarea. În general, guvernările pe care le-a avut PSD-ul 2000-2004 și acum, în ultimii 2 ani, sunt foarte multe măsuri de dreapta, necesare, nu contestă nimeni. Absolut. Dar da. Măsuri, aproape dacă privim guvernarea 2007-2008, Tăricianu, sprijinit din Parlament de PSD, pare mai de stânga acel guvern ca măsuri. Nici nu știu ce să fac, adică... Da, chiar... decât perioada aceasta. E, vom avea, să spunem așa, și noua generație politică va răspunde și acestei provocări. Adică, mă, dacă votăm un partid de stânga, votăm PSD-ul, știm că se vor lua măsuri pentru muncitori, deci un program de stânga efectiv. Că știți cum e? Exact cum se întâmplă în momentul de față în Grecia. Cei din Grecia au câștigat, Tsiparis a venit cu un program de stânga, de extremă stângă chiar pe unele lucruri, iar acum încet, încet e obligat să renunțe la el din presiunile, bine, la ei sunt presiunile financiare externe foarte mari. Cum vedeți okay. aceste lucruri? Foarte interesantă întrebarea, pentru că atinge foarte multe colțuri pe care văd că nu le mai discută nimeni în spațiu public de foarte mult timp. Vorbim de măsurile guvernului. Este adevărat, acum orice guvern va trebui să ia măsuri care sunt cotate a fi de dreapta, fiind un guvern de stânga. Dar vreau să vă amintesc faptul că în acest guvern există și o componentă liberală, prin gruparea Călin Popescu-Tăricianu și o componentă umanistă de centru-dreapta prin colegii pe care îi avem de la Partidul Conservator. Acum, dacă este o măsură de dreapta reducerea CASE-ului, asta e o dezbatere, vă spun, care nu cred că își va afla vreodată răspunsul care să mulțumească pe toată lumea. Și vă lansez o provocare sau vă răspund printr-o provocare. Cota unică, de exemplu, de impozitare 16% este o măsură de dreapta?
Pentru că este 16% în mod egal, este pentru toată lumea la fel. Deci este unitar. Da, deci, în general este socotită o măsură de dreapta pentru că favorizează pe cei cu venituri mai mari. Dar totodată, iată că suntem egali, ceea ce stânga susține. Deci vedeți... Deci toate au și nuanțe. Toate au și nuanțe și au și un revers al medaliei. Lucrurile stau în fond foarte simplu. Și din păcate, o să vă spun și motivul pentru care nu reușim să comunicăm și să găsim soluțiile astea simple. Lucrurile stau simplu de ce? Stânga înseamnă muncă și dreapta înseamnă capital. O măsură pe care o iei ca și guvern de a reduce CAS-ul cu 5%, luăm acest exemplu, dacă ajută și încurajează munca, deci muncitorii, este o măsură de stânga. Dar totodată un patron beneficiază de ea și poate mai creează încă două locuri de muncă, pentru că rămân mai mulți bani în bugetul firmei și în bugetul de afaceri, este o măsură de dreapta, dar care creează încă un loc, două, trei de muncă în funcție de câți bani îi rămân. Deci astea sunt măsurile care trebuiesc luate, atingând mai mult nevoile celor care sunt mai mulți în acel moment și care au mai multă nevoie de aceste măsuri. Soluția, știți care este și ce se întâmplă în România în acest moment? Și este cauza pentru care România a ales un președinte care nu avea experiență politică. Clasa politică în România, după 25 de ani, putem vorbi de faptul că este falimentar. Clasa politică în România nu mai are școală politică. Stânga nu mai are o școală doctrinară, dreapta nu mai are o școală doctrinară. În afară de tot felul de fundații ale diferiților intelectuali, mă refer pe dreapta, în partea dreapta a eșichierului politic în acest moment, da? Conduse tot felul de institute care funcționează pe bani grei, Pleșu, Liceanu, Patapievi sau mai știu eu, alții, unde se duc și sunt școliți tinerii de dreapta să gândească ca respectivii pe bani din afară, ei totuși mai au această șansă, dar ajung să gândească, mă rog, ca domnul Pleșu, ca domnul Liceanu, care ca și intelectuali prin construcția domnilor lor sunt de stânga. Ca în orice lume normală, deși sunt de stânga. Ai adevărat că e mai important în România să fii oportunist acum și să nu ai în spate o doctrină și să fii oportunist și să-ți vezi interesul tău. Și este mare păcat. Și vreau să vă spun, discutam am dat cu un om de carte, l-ați avut și invitat cu domnul Toma Velici, l-ați avut invitat în această emisiune și îmi spunea, zice, Adrian, întotdeauna poporul a avut nevoie de niște modele, intelectualii erau modelele lor. Ori poporul acum rătăcește pentru că vede pe vede intelectuali de genul lui Pleșu sau Liceanu cum se duc și pupă mâna lui Băsescu. Ori asta nu s-a întâmplat niciodată. Intelectualii au fost opoziție adevărată, indiferent de ce culoare politică a fost la guvernare în istoria oricărui stat. Bine, dacă vorbim de o tânără generație care are nevoie de modele de intelectuali, ați amintit și ați dat două exemple. Dar problema e că în spațiu public nu mai există, și nu mă refer acum la intelectual, ci la oamenii politici. Sigur? Ce modele pot să ofere, și nu vorbesc acum că e la capitolul adversar, gen Marian Vanghelie, gen Gigi Becali, ca să iau din tot spectrul, sau alții, chiar Dan Diaconescu, de exemplu, ce exemplu ar putea să dea pentru tânăra generație? Nu sunt modele de politici. Eu cred că sunt mii de astfel de politicieni, și ca Becali, și ca Vanghelie, și ca Udrea, dar care nu ies în față, care își vede fiecare ceea ce are de făcut. Marian Vanghelie este un om care a avut rezultate, de exemplu, în sectorul său pe care îl conduce și l-a câștigat până acum. Și a înțeles foarte clar că este, el fiind un primar de stânga, nu mai este coleg cu mine, deci, dar mai puțină importanță are, a investit în educație, în sănătate acolo, dar este apreciat. Sunt mulți astfel de primari ca el, dar care n-au ieșit în frunte, cum s-ar spune. Sunt sigur că sunt și mulți foarte buni care, din păcate, nu ies. De ce? Pentru că n-au loc de cei ca Vanghelie și Becali să iasă. Sunt oameni care, adică, au mai învățat și despre bun simț în viață și m-au și dus de bun simț și parcă
n-ar vrea să deranjeze atât de mult. Continuăm discuția noastră, dar înainte o să vă citesc câteva dintre mesajele care au venit până acum. Sunt favorabile în discuției noastre. Mulțumesc! Unul dintre ele spune așa: Adi, un băiat corect și deștept, un exemplu de loialitate și demnitate. Eleonor semnează. Mulțumesc mesajul. Mult! Cineva vă întreabă: domnule președinte, cred că ar trebui să faceți mai mult în organizațiile PSD-ului din județul Gorj. Sunt prea mulți oameni care n-au ce căuta acolo. Cineva vă spune să răspundeți la următoarea întrebare, dacă nu v-a tentat niciun moment să plecați din PSD. M-a tentat, de fapt nu m-a tentat, am fost, de mai multe ori am fost în pragul de a nu mai face politică. Pentru că am primit niște lecții, la momentul ăla spuneam lovituri. S-au dovedit a fi lecții, că m-am călit și avea bunul meu prieten, Dumnezeu să-l odihnească, domnul Roman, fostul viceprimar, o vorbă: Adriane, tată, ce nu te omoară, te întărește. Așa că mergi mai departe. Am avut tentația să renunț la politică, pentru că nu era ceea ce speram eu că trebuia să fie, pentru ce intrasem eu în politică. Totodată am zis, dacă și eu plec și colegii mei care totuși gândim la fel, atunci ce facem? Lăsăm partidul și politica doar pe mâna oportuniștilor. Ori asta nu face bine. Mă numesc Dragoș. Aș vrea să vă spun că m-am hotărât recent să fac politică și aș vrea să mă înscriu în PSD. De exemplu, în PSD Târgu Jiu, de unde este domnul care l-aveți invitat. Mulțumesc mult, Dragoș, și cu permisiunea ta, dacă ești de acord, te rog să-i dai domnului Șomâncu SMS și o să te sun după emisiune să spun... Numărul avem. Ok, dar numai dacă ne permite să te sun și să-ți explic cum poți să faci pasul către politică. Eu am încurajat întotdeauna tinerii, nu spun neapărat vino către PSD, mergeți și faceți politică, implicați-vă, pentru că, uite, eu când am intrat în partid, în politică, am intrat pentru că nu-mi plăcea cum se ocupă politica de mine și am zis hai să mă ocup eu de politică, dacă nu sunt mulțumit. Domnule Tudor, v-am așteptat la primărie în calitate de viceprimar sau eventual primar. Ce se mai aude cu acest proiect? Aoleu! Da. Acum mă așteptam și să urmeze și întrebări de genul ăsta, având în vedere că e la modă, văd în rândul colegilor mei de generație și nu numai să spună fiecare pe unde vrea să candideze. O să vă dezamăgesc, nu o să vă spun unde candidez, o să vă spun că rămân să fac campanie PSD-ului. Asta e prioritatea mea numărul 1 și vom vedea în 2016 ce îmi vor spune colegii și ce hotărâre vom lua, unde să candidez. Oricum, n-aș vrea să părăsesc echipa de la municipiu, vreau să-mi continui proiectele aici la municipiu. Da, la momentul acela a fost la milimetru să fiu viceprimar. Mergem mai departe, niciun fel de probleme. Proiectele se întăresc și ajung eu toată și toată la lumină. Nu este o țintă a mea asta ca să ajung viceprimar. Da, altcineva vă felicită pentru prestație, dar spune că proiectele PSD-ului pentru Gorj și pentru toată țara ar trebui să fie locurile de muncă, pentru că acestea lipsesc cu desăvârșire. Sunt de acord cu dumneavoastră și tocmai asta spuneam. Domnule, stânga adevărată și prioritățile stângii trebuie să fie munca. Că vorbim, când spunem muncă, spunem locuri de muncă, spunem locuri de muncă bine plătite, locuri de muncă respectate, locuri de muncă care să genereze alte locuri de muncă prin calitate și asta înseamnă că avem nevoie de o educație bună, de o pregătire a forței de muncă bună, de un mediu sănătos în care să trăim. Și exemplele pot continua. Sunt foarte multe lucruri de făcut și pentru asta eu cred că partidele în România trebuie să hotărească și să-și asume, sunt stânga și dreapta. Banii, capitalul și munca. Întreabă cineva, sau vă pune să comentați, cum comentați faptul că de regulă corupții din politică sunt oamenii în vârstă, nu tineri, excepția este Udrea? Nu cred că este o regulă în acest sens. Nu cred că este o regulă. Este adevărat, acum, cine nu muncește, nu greșește. Și
Da, și au avut șansa mai puțin mai probabil multe... să ajungi la o vârstă foarte tânără, președinte Consiliul Județean, ministru sau și mai asta, știu ce asta altceva. Vă garantez eu că în momentul în care ajungi într-o funcție de genul ăsta, ești destul de vulnerabil pentru că ți se pot crea legende în jurul tău, plângeri penale. Cineva ne reproșează că e de acord cu noi, dar să nu mai luăm mesajele pe ales. Nu le-am luat pe ales, deci le-am luat chiar în ordinea care a fost. Nu știu, dacă ne spuneți la ce mesaj vă referiți, noi vă răspundem, vi-l citim pe ăsta. Încă un mesaj. Vă spune să spuneți trei priorități care le aveți în cariera politică în următorii ani. E același număr care vă mai întreba și de viceprimar. Sunt superstițios, dați-mi voi să nu vi le spun. 2016 e foarte important pentru noi și aici aș vrea să vă spun, am vrut să vă spun și la acel moment, această nouă alianță, da, noul partid PNL, compus din PD și PNL, va aplica strategia pe care a aplicat-o în 2004, când a atacat cu toate forțele bastionele PSD-ului și cu siguranță Târgu Jiu va fi un astfel de bastion care va fi atacat, pentru că ei știu că dacă reușesc să destabilizeze lideri, cum avem exemplu nostru cu domnul primar Cârciumaru, care aduce voturi foarte multe și care are susținerea populației, atunci le va fi mult mai ușor să ajungă la guvernare în toamna lui 2016. Și pentru acest lucru, noi trebuie să ne așezăm foarte clar, împreună cu colegii care suntem acum, cu Dragoș, colegul care ne-a dat mesaj și care vrea să se implice și care sunt sigur că vine și cu niște idei foarte bune, să ne așezăm, să facem ceea ce știm, să mergem să vorbim cu oamenii, să ne păstrăm încrederea pe care o avem în rândul electoratului și în 2016 să arătăm că lumea continuă cu încredere cu niște proiecte foarte bune pentru Târgu Jiu. Acum, una din problemele mari și nu pe sfârșitul emisiunii, mai ales că veniți, lucrați și în zona minieră prin faptul că dețineți o funcție de conducere la Minprest, cum simțiți pulsul din domeniul minier, mai ales în condițiile în care se trece printr-un moment dificil la nivelul CO? Astăzi au fost întâlniri ale liderilor de sindicate ale conducerii CO cu ministrul delegat pentru dialog social și lumea a ieșit în stradă săptămâna trecută, mâine este din nou un meeting, deci problemele sunt. Cum le vedeți gestionate? Care ar fi soluția pentru ca să fie, adică să se păstreze și locurile de muncă și practic CO să supraviețuiască acestor momente foarte dificile? Sigur, am ajuns într-un moment dificil cu industria noastră reprezentativă pentru Gorj, pentru că iată a apărut alternativa asta cu eoliene, cu parcuri fotovoltaice. E adevărat, pură întâmplare, poate cei care le-au făcut la vremea respectivă, foști secretari de stat și șmecheri de prin PDL, și-au dat și o lege foarte bună care să-i ajute pentru mult timp. Am încheiat paranteza. Întotdeauna negocierile, să știți că au generat astfel de acțiuni și acțiuni de stradă și nemulțumiri. Din păcate, nu cred că face nimănui bine ca liderii de sindicat și administrația să comunice în spațiu public prin intermediul presei, pentru că se face un fel de telefon fără fir și niciodată mesajele nu ajung corect de la unii la alții. Sunt sigur că dacă îi întrebăm, toți au același interes. Să salveze CEO, să salveze locurile de muncă și Gorjul să beneficieze în continuare de această industrie care l-a ridicat. Problema, când stai și asculți, problema, dumne, de fapt, este unde? În legislație, la ANRE, da? Dar asta n-am auzit, din păcate, din partea sindicatelor, să iasă în stradă să ridice problema. Dom'le, ANRE-ul trebuie să ne susțină, haideți să punem presiune și pe mediul legislativ și să avem de câștigat. Sunt și alte mesaje. Vă rog. Unul dintre ele spune că PSD-ul e vinovat că nu face nimic pentru CO, parcă anticipa cumva că vorbim despre minerit la final.
Un alt mesaj, unul bun, Adi Tudor, un băiat de nota 10, felicitări în tot ceea ce faci, ești un exemplu pentru toți tinerii orașului Târgu Jiu, semnează Mihai, acesta este și semnat. Mulțumesc mult de tot. Și încă un mesaj, pentru că suntem pe finalul emisiunii, vă întreabă cineva, da, aceeași problemă legată de locurile de muncă. Domnule Tudor, vă rugăm să faceți ceva pentru locurile de muncă la Târgu Jiu, nu avem unde să ne angajăm copiii, mai ales cei cu studii superioare. Corect. Știu, asta este o problemă și să știți că și eu am fost tânăr și m-am confruntat, am fost mai tânăr și m-am confruntat cu astfel de problemă, deci vă înțeleg perfect. Vreau să vă spun că luni am avut ședință de Consiliu Local, unde am aprobat bugetul și unde s-a revenit cu o modificare la un proiect de hotărâre dat cu două luni în urmă, prin care venim în sprijinul celor care vor să facă acea fabrică de cabluri la Târgu Jiu, firma din Germania. Sunt sigur, cunoașteți speța, pentru că a prezentat-o foarte bine și domnul primar Cârciumaru, unde discuțiile sunt că vor apărea 1500 de locuri de muncă. Asta este discuția în acest moment. Deci numărul gravitează 1500, de la 1500 la 2000 de la 2000. Locuri. Da. Acum 1000 de locuri de muncă să se creeze și va fi un mare plus pentru Târgu Jiu. Este adevărat că cei cu studii superioare mai greu să găsească locuri de muncă, dar asta este o problemă la nivel național și, din păcate, faptul că l-am dat învățământul superior a ajuns o afacere, au fost tentați foarte mulți să facă facultăți și am fost tentați mulți să facem facultăți în loc să mergem să ne orientăm către școli de meserii, să fim un pic mai pragmatici. Nu contest faptul că nu este un tânăr pregătit și are pregătire, dar asta este o discuție asupra căreia trebuie să ne aplecăm în viitor. Vom reveni asupra unui asemenea subiect, chiar poate pe locul de muncă, poate vorbind de programul pe care îl aveți și ca și consilier și ca primărie, dar și ca lider de partid pe acest domeniu, că ați văzut, foarte mulți cer locuri de muncă. A fost cu noi domnul Adi Tudor, consilier municipal, președinte executiv al Partidului Social Democrat filial la Târgu Jiu. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumesc aici. Și eu și o seară bună și dumneavoastră și telespectatorilor. A fost Viața Gorjului. Mulțumim pentru atenție. La revedere!